Avem și primele imagini cu bărbatul de 31 de ani acuzat că a agresat sexual doi copii și a fost lăsat în libertate de polițiști din Baia Mare. Bărbatul este acuzat că i-ar fi hărțuit pe cei doi micuți chiar pe treptele unui bazin de not din oraș. Gestul său a fost surprins de camere de supraveghere din zonă. Zeci de părinți din Baia Mare s-au mobilizat pe rețelele sociale și au transmis mesaje indignați de faptul că polițiștii l-au pus în libertate pe agresor. Tot în Baia Mare, o fetiță de numai 5 ani a fost violată și ucisă anul trecut, iar criminalul nu a fost găsit nici până la această oră de polițiști. Din momentul în care au fost sesizați despre faptul că un minor ar fi fost abordat de un bărbat necunoscut, polițiștii au demarat activitățile specifice pentru identificarea persoanei și stabilirea situației de fapt. Pe numele bărbatului, Băimărean, în vârstă de 31 de ani, a fost întocmit dosar penal și se continuă cercetările sub supravegherea procurorului, sub aspectul comiterii infracțiunii de agresiune sexuală. Mai sunt doar că...